pot să scriu suficient de repede! Sper să nu rămân fără cerneală! Ah! Ce se întâmplă acolo? Dormezi, Jen! Câștig! Nu așa repede! Se cred așa șmechere! Ăsta nu pare a fi un creier? Și eu aproape câștigasem! Știu! Și asta numim noi neuroni! Am o altă planșă pregătită? A, da! Nu m-am născut ieri, domnișoară! Nu te teme, am un plan! Ta-dam! Pentru numele lui Dumnezeu! E doar pentru notițe, da! Pixul e gata! Agrafele mele! Am și uitat că le aveam! Ar trebui să le folosesc! Vezi caietul ăsta? Ia niște scotch colorat și lipește o fâșie lungă aici! Taie scotchul când ajunge pe margine și zac-pac! Acum continuă să mai pui scotch până când creezi un tabel pentru X și 0! Ne gândim la același lucru? Dar nu putem! Proful nu o să se prindă niciodată! Nici măcar n-ai nevoie de pix! E genial! E roșu contra albastru, dragă! Am câștigat! Fetelor! Rapid! Poartă-te natural! Am zis fără jocuri! Cum spuneam? Tare! Gata! Ce aveți cu jocul ăsta? Ce joc, domnule? O iau razna deja? Ce credul e, nu? Să mă uită, copiuță! Ok, aia o să mă ajute să aflu răspunsul! Kevin? Ascunzi ceva? O copiuță! Exact cum mă gândeam! Îmi pare rău, îmi pare rău! Nu, nu vreau să mi se întâmple asta! Bună, tată! Încă înveți, văd! Ah, aici era cartea pe care o căutam! Evantaiul! Am o idee genială! Copiuța se întoarce! Bun, am îndoit-o ca pe un acordeon și acum îmi trebuie un creion și niște lipici. Doar o dâră mică de lipici pe margine. Cred că ajunge și acum copiuța. Ok, un capăt vine pe creionul ăsta și celălalt capăt al copiuței vine pe celălalt creion. Uite, am făcut un evantai copiuță. Trebuie să scriu rapid răspunsul. Uite-o că vine! Trebuie să ascund copiuța închizând evantaiul. Salutare, doamna! Să vedem! Ascunzi vreo copiuță, Kevin? Ok, lucrează în continuare. Copiuța are un mare succes. Mai bine termin de dat testul. Știi ce ar face ora mai interesantă? Hei, vrei și tu? Proful nici nu o să observe. Clar vorbește mult. Mă scuzați? Vine? Poartă-te normal! Salutare, profule! Te rog, nu bomboanele mele! Ce ne-ai simțit? Nu te îngrijora! Sofia? Nu vreau să risc! Sofia? Serios, nu vreau să intru în bucluc! Mai multe pentru mine atunci! Mai bine mă concentrez! Stai puțin! De ce nu m-am gândit la asta până acum? Am cea mai tare idee! Începe cu un suport de creioane ca ăsta. Apoi trasează-i fundul. E timpul să decupăm chestia aia. Pune lipici cald în mijlocul cercului. Un model în zigzag merge bine. Apoi lipește-ți creioanele punând capetele în jos. Perfect! Acum suportul de creioane! După ce bomboanele sunt în interior, se pun creioanele de fațadă. Gata!
Vrei să o iei pe prima? Albastra e preferata mea! Acoperă-le până nu le vede proful! Ne pricepem să fim șirete! E timpul pentru runda a doua! Ăla-i testul meu? Știam eu că am fost as! Mama o să fie așa mândră! Și atunci am știut că o să fiu șefă de promoție! Ce? Nu se poate! Sigur o să fiu pedepsită! Ia uite-te la chestia asta! Știi ce înseamnă asta? Pantofii ei lasă urme pe scenă! Ce deșteaptă! Ok, e nasol de tot! Nu! Învățatul a dat roade! La tine cum e? O secundă! Nu pot să-i spun că am picat? Sau? Știu! Îmi trebuie doar un pic de creativitate! Pune scociul peste notă! Apasă-l ca să fie drept! Apoi trage rapid scociul! E timpul să rezolvăm nota aia! Mult mai bine! Nu-mi-e teamă să mă laud cu asta! Hei, Annie! Și eu am la 10, vezi? Vai, drăguț! Șefe de promoție gemene! Scuze, tu ești Jennifer? Vii cu noi! Știam eu că nu trebuia să mint! Trebuie să schimb la loc! Bine ai revenit, patru idiot! Era cât pe ce! Ok, sunt gata de testul ăsta! Să nu cumva să uit ce-am învățat toată noaptea! Trebuie doar să-mi aduc aminte ce-am învățat! Rămâi acolo! Of, de ce este atât de greu? Oh, nu! Am dat apă peste tot! Ia stai așa! Tocmai mi-a venit o idee genială! Mai întâi am nevoie de o copiuță și de o bucată de scoci. Lipesc scociul peste răspunsuri cu atenție. Voila! Răspunsurile sunt așezate bine și sunt protejate. E timpul pentru bol cu apă. Înmoi răspunsurile în apă și apoi trebuie doar să frec cu atenție pentru a îndepărta hârtia. Funcționează! Hârtia a dispărut, dar scrisul a rămas. E timpul pentru sticla mea cu apă. O să lipesc scociul direct pe sticlă. Perfect! Acum am răspunsurile pe sticla cu apă. Nimeni nu-și va da seama? E clar că o să iau nota maximă la test. Hei, Jake, îți faci griji în legătură cu testul? Poate te-ar ajuta niște apă? Nu, serios! Uită-te la sticla mea cu apă! Kate, e uimitor! Ești genială! Îmi cer scuze pentru întârziere, elevi! Ce transpirat e! Ah, Kate, îmi poți da puțin apă? Oh, nu! Kate? Nu! Acum, Kate? Toată munca mea! În sfârșit, o să mă răcorească apa asta! Îmi pare rău, Kate, ai avut ghinion! Trebuie să beau toată apa! Sunt sigur că o să-ți-o dea înapoi! Acum e mult mai bine! Dă la coș și înscrie! Nu! Toate speranțele și visele noastre! Chinurile foamei pot lovi oricând și oriunde, chiar și în mijlocul orei! Am ceva care mă poate ajuta! Astea sunt preferatele mele! Recunosc mirosul ăla? Hei! Dă-mi și mie! Hai, măcar unul! Ok, așa deci! Profa! Avem o ronțăitoare aici? Ah, da! Nu știi să citești semnul, Kate? Hai, strânge-le! Of, ce pârâcios ești, Jake!
O să-i pun pește aici. Ne vedem mai târziu. De fapt, am o idee și mai bună. Ia o cutie de Pringles și învelește-o în hârtia ta preferată. Apoi trage o dungă de lipici cald peste. Pune un fermoar peste lipici. Seamănă super mult cu un penar, nu-i așa? Nu e mortal noul meu penar? Ești gelos? Ceva îmi spune că o să-ți placă ce e înăuntru. Ta-da! Vrei unul? Ha! Profa, iar ronțăie? Ok, gata, trebuie să ieși! Turnătorule! Îți place asta, a? Acum clar trebuie să pleci!